nu are nici măcar un bar acolo. Este motopompa de presiune de la Ruris. Aspersorul l-am cumpărat, cred că indică bine, ăla, dar oricum presiunea e mică, pentru că am raza, nu știu cât e, vreo 10 metri, ceva de genul ăsta. Deci nu este presiune mai mare, motopompa e dată la maxim, practic, motopompa de presiune de la Ruris. L-am cumpărat anul trecut, după ce am luat tamburul. L-am cumpărat, cine îl caută, îl găsește pe internet. N-am dat tare mult pe el, am uitat exact cât am dat. Oricum, în jur de 500 de lei. E nou, nu e la mâna a doua. Văd că scrie acolo că funcționează între 2 și 6 bari. Irrigatire River, este italian. Funcționează altfel, are o transmisie acolo, are o rolă în față care se învârte și rola aia acționează o transmisie, un mecanism, ceva înăuntru și așa funcționează. De retras se retrage fără probleme. Chiar la presiunea asta mică. Deci la motopompă acolo îs vreo, nu știu, 5 bar, 6, nu știu cât sunt acolo la motopompă aia. Dar aici, la aspersor, nu mai ajunge. Că e lungă, ăsta e tocmai în capătul celălalt al grădinii, tamburul. Nu știu exact câți metri are, că am uitat. Eu anul trecut l-am cumpărat și nu l-am mai pus în funcciune pentru că au venit ploile. Și acum, înainte de 1 iunie, am venit la câmp pentru că, nu știu, plouă, nu plouă. Să-l probez azi dimineață, să văd măcar să nu fie ceva defect la el, dar nu e nimica defect. De retras acum e dat la maxim, dar se poate regla, se retrage încă prea repede cu viteza asta, că l-am tras un pic înapoi, că na, aici pe drum se vede baltă, dar pământul e udat foarte puțin. Și l-am tras vreo 30-20 ceva de metri, l-am tras înapoi să o ia de la capăt. Pentru că... Deci are nevoie... Îi trebuie motopompă de presiune, cred că vreo 10, 9, 10, 11 bari trebuie să fie la motopompă ca să funcționeze așa cum trebuie el. Aspersorul original cu care a venit el nici nu l-am probat, dar am senzația că ar fi mers chiar și cu ăla. Ăla e aspersor de ăsta clasic, prin impact. Dar ăsta văd că e cu rolă, văd că se funcționează la orice, cât de mic ar fi presiunea. Acolo e un bar. Atâta e presiunea acolo și el mudă trei intervale din astea aici, așa. Dar... Nu știu cât sunt aici, vreo mai mult de 10 metri, dar mă rog. Nu bate vântul în clipa asta. Când o să înceapă să bată vântul, nu o să mai ude. Atâta. E dimineața, nu e chiar dimineața, dar când am venit eu aici era dimineața oricum. Bine că am cumpărat ăsta. O să-mi trebuiască la un moment dat și un tambur un pic mai mare. Ăsta mi este de ajuns, aproape de ajuns aici. Vreo 20 de metri o să-mi lipsească, dar capetele ogorului e, mă rog, aș putea să-l duc chiar în capăt, fix la capătul ogorului și să stea acolo, să se retragă din partea aia. Dar este aproape suficient lungimea care are el. O să-mi trebuiască oricum unul de 300 de metri. El nu are 300 de metri, are 200 și ceva, nu știu exact cât are. Eu, anul trecut, cred că vreo 10 furtune în total, am spus. S-au spart. Sunt de proastă calitate. Și anul ăsta, deja vreo 6-7, m-au lăsat și anul ăsta. Și... Oricum am văzut că e problema asta de mult timp deja. Furtune, toți care vor să vândă, vor să producă furtune, fac furtune din mușama. Să țină un an, doi, ca să cumpere alt furtun. Și așa ceva, oricum, eu nu pot permite, pentru că în 2-3 ani îți cumperi, mai ales că mie îmi trebuie multe.
Îți cumperi tambur și îți cumperi tambur nou cu banii de pe furtunele alea. N-are rost să ai bani aruncați pe fereastră. Oricum sunt foarte mulțumit de aspersorul ăsta. Asta o să funcționeze duza acolo, nu știu cât, cred că e de 12, dar sunt două duze acolo. Mai este una mai mică, aia de jos, cred că are vreo 5-6 mm. Presiunea ar fi mai mare, dar ea nu are debit. Motopompa asta de presiune de la Ruris nu are debit suficient, însă presiunea ar avea. Dar cam ăsta e debitul maxim care e aici. Presiunea ar mai urca ea, nu, n-ar fi asta presiunea ei. Dar ea nu mai are debit, deci nu are debit, ăsta e debitul maxim și acolo sunt două duze. Este duza de jos, care acționează rola aia, aia are vreo 5-6 mm și aia de sus are vreo 12. Da. Ăsta e debit, dar nu-i problemă, pompe, motopompe am destule și să văd care o pun aici, care o pun în funcțiune și na, contează și debitul de la fântână. Deocamdată, în clipa asta, pânza freatică a mai urcat un pic aici la noi, pentru că a plouat anul trecut după ce am cumpărat tamburul ăsta. De asta nici nu l-am probat, pentru că au început ploile, când l-am adus eu pe la sfârșitul verii deja, au început a treia, a patra zi, au început ploile și nu s-au mai oprit până pe la începutul mai anul ăsta, a tot țărit ploaia, țărit. Și a mai urcat pânza freatică, e cu un metru mai mult aproape față de cât era în trecut. Și apă deocamdată este în fântâni, am destulă. Să văd ce pompe pun, că ăsta o să-mi prindă tot ogorul de pe o parte pe alta, fără probleme. Numai că are nevoie de debit și de presiune mai mare. El aici văd că scrie că funcționează până la... Na, deci raza ar fi între 10 și... Nu, alea sunt... Bocagli. Asta trebuie să fie găurile alea de la duze din față, între 10 și 18 mm. Dar oricum raza trebuie să fie între 10 și 18 metri, trebuie să fie raza. Bari, între 2 și 6 bari ar trebui să funcționeze. Dar acolo nu e nici măcar un bar. E ceva sub un bar și na. Trebuie să... Eu am adus motopompa asta, îmi imaginam că nu o să aibă destulă presiune și suficient debit. Dar am adus-o pe asta pentru că nu știam în ce stare e tamburul. Zic, na, poate are nevoie de reparații, ceva, pierde apă pe undeva, ce-i cu el. Eu l-am luat neprobat acolo, neprobat l-am lăsat până acum. Și... Așa cum se retrage acum, se retrage încă prea repede, dar are reglaje acolo, o grămadă, se poate regla. Cum se retrage în clipa asta, se retrage mult prea repede. Ideea este că se retrage la orice debit și la orice presiune, indiferent cât de mici ar fi, și funcționează. Ceea ce e foarte bine. Oricum, cine nu are măcar o pompă de asta de presiune, cum e asta în clipa de față la mine, Ruris, în niciun caz nu poate folosi asta, pentru că nu, pompele alea care nu sunt de presiune, e posibil să nu funcționeze la el. Se pierd minim 3 bari, se pierd pe coloane și pe furtun până ajunge la el, sunt 3 sau 4 furtune până la el acolo, plus coloana, sunt mai mult, sunt vreo 4 bari se pierd și unul mai rămâne aici, ceea ce înseamnă că asta este, are nevoie de la 9 bari în sus motopompa, ca să funcționeze în condiții bune. Dar nu e o problemă că eu rezolv, că am pompe, motopompe, să văd, sunt lăsate pe acolo, că nu le-am folosit, n-aveam la ce, le pun în funcțiune, nu e o problemă. O parte au fost puse în funcțiune, o altă parte sunt noi, nici n-au fost folosite vreodată, au fost refăcute la fabrică, la Botoșani, când mai era. Le-am dus când oamenii mai lucrau, le-am dus și două, mi-au schimbat turbinele la ele, buc și ce aveau acolo înăuntru, rulmenți, ax, sunt refăcute complet, numai carcasa a rămas practic la ele. Și să văd ce pun în funcțiune, pentru că
Azi am venit așa de probă, dar o să am nevoie de o pompă serioasă aici, la tamburul ăsta, că cu asta e... Mă rog, se poate, o da și cu asta, dar...